Bună seara, doamne, domnilor, bun găsit! Azi în Vrașov discutăm cu domnul Silviu Costea, președinte al Camerei de Comerț și Industrie de la Brașov, da, azi în Brașov, de la Brașov, da? s-ar putea să unul, bă, ghiță, ăsta nu prea e pregătit pentru uh, de, repetări, de, de, prea multe de repetări, durată, da. prea multe, da. Uh, bună Mulțumesc seara, Mulțumesc pentru invitația făcută astăzi și sper că în da, da, viitor, viitor să ne și mai Și în viitor, și pe viitor, mai întind, da. Noastră și telespectatorilor noastre, asta era o formulă pe care n-ați folosit-o, dar mergem mai departe. Uh, Intrăm direct în subiect uh, fiori reci pe șira spinării angajatorilor din România, cu mărirea acelui salariu mediu, minim minim, 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 minimul pe economie de la 1 noiembrie. Ei au zis, ei s-au răzgândit. S-au răzgândit probabil mai mult la presiunea noastră. Noastră, când spun aici, cred că foarte multă lume a fost împotriva acestei modificări și nu atât împotriva măririi salariului minim, cu asta nu poate să fie cineva împotriva, pentru că ne bucurăm pentru fiecare ban pe care îl câștigă un angajat, Însă, angajatorii au nevoie de timp ca să facă lucrul acesta și le-ar place să o facă atunci când au de unde, când există o productivitate, nu atunci când guvernul are o strategie de două, în ultimile două luni, pentru că știe că de la anul nu va mai umbla la salarii și la pensii, și atunci ce spun? Bă, până la sfârșitul anului să mai modificăm ce mai putem, nu noi, nu din cauza noastră, nu datorită nouă, ci pe spatele. Da, oamenii ăștia care fac astfel de strategii presupun că sunt niște oameni bine pregătiți. Acum, sigur, o să lumea de mine, dar zic adică așa ca principiu ar trebui să fie niște oameni bine pregătiți. Noi să zicem, uite, de la 1 iunie 2019 se preconizează mărirea acestui quantum, da, salariu minim pe economie, la o anumită sumă. Nu contează suma respectivă. Uh, hai să vedem ce zice uh, businessul. Ce spune businessul partea de privat. Am văzut că la stat au mărit salariile cum și-au dorit. Că nu vor avea de unde să le plătească. Asta e altă poveste. Mai da, vedem. Asta probabil că e și una din provocările acestui măriri de salariu minim. Exact, ca să câștige, să, 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 să mai încaseze ceva. De pentru că e posibil, nu vrem să speriem lumea, ca anul viitor să fie un blocaj pe partea de pensii și de salarii de la stat, pentru că nu se mai pot mări așa și-au preconizat. Bineînțeles că și încasările sunt foarte proaste, deși s-au mărit salariile bugetarilor, să spun, probabil că performanța lor a rămas aceeași, deci gradul de colectare nu s-a mărit și atunci există o problemă în a distribui banii anului viitor. Da, adică putem să mărim salariile, bun, oamenii ăștia care sunt angajați la stat, funcționari, Funcționărime, dacă cum zice, generic, sunt niște oameni care merită un salariu decent pentru că fac față unor provocări zilnice legate chiar de noi, ceilalți care nu suntem angajați acolo și ne ducem cu tot felul de probleme să ni se rezolve. Da. Problema... Nu știu câți au simțit această mărire de salariul a bugetarilor în, în atitudine. atitudinea lor. Asta e, asta că a lipsit unul la mână și doi la mână. Nu trebuie totuși să uităm că salariile acestor oameni provin de la buget, de aia le și zice bugetari, vin de la buget. La buget se adună niște bani. Există localități în România care au un grad de colectare a taxelor și impozitelor locale undeva pe la 53-54-60%. Dar salariile stau mărit. prete nu se poate. Adică, degeaba tu ești primar într-o comună și poți să-ți faci ce salariu vrei tu ca primar, da? Și votează și Consiliul Local, că doar tot tu ai grijă de ei să le fie și lor bine. Ți-au ți votat un salariu, dar de fapt nu ai bani de unde și atunci te apuci și cerșești. Următorul pe plan ar fi Consiliul Județean, în urmă la guvern, dacă mai tragi niște sfor pe la un deputat, un senator, să mai pice niște bani. Fără să umble chiar la organigramă, pentru că sunt situații în care salariile poate nu sunt Exagerat de mare. Însă, organigrama e atât de stufoasă, încât se risipesc foarte mulți bani prin, prin numărul lor, nu prin calitate sau salariul pe care îl. Le încasează. Da, corect. Te uiți de... la orașe mari din România, te uiți la Brașov, te uiți la București, te uiți la Constanța, te uiți la Iași, te uiți la Timișoara, Oradea, Cluj. Deci, da, mă, păi, și eu sunt primar într-o comună undeva, dacă pot să am și eu ca primarul ăla de la Brașov sau ca primarul ăla de la Cluj, să am și eu de salariu. Scrie la fel pe cartea de muncă. La fel scrie primar, nu? Până la urmă, dar n-am văzut nicio carte de muncă de asta <laughs> e primar. Uh, probabil că scrie primar. Uh, dar trebuie să vedem de unde Uh, luăm banii ăștia. Iar uh, asta ar fi uh, microeconomic, discutând macroeconomic Uite că țara asta uh, merge uh, într-un fel ciudat, cel puțin așa mi se pare mie uh, Salarii mari peste tot, se doresc salarii mari peste tot Dar de fapt, acolo unde ar trebui să se facă în investiții în, uh, De unde bani, de fapt? De unde bani? Asta e una din problemele guvernului: că nu vrea să, nu vrea să găsească o. că nu, că nu, pune, că nu poate, spune că nu dorește să stimuleze cercetarea, inovarea, să încerce să găsească în România să firme care să creeze o, o plus valoare. Deci, acolo vor veni banii, atunci nimeni nu se mai vorbească de salariu minim, dar atâta timp cât în țara asta majoritatea sunt în servicii, sunt în agricultură, sunt în sectoare slab plătite, construcții unde e muncă necalificată, atunci evident că toată lumea se leagă de acest salariu minim, deși în Brașov, așa ca o statistică, suntem după București, județul, unde sunt cele mai puține salarii minim. Deci 36% din angajații din județul Brașov sunt la salariu minim. În rest, în Moldova avem 60%. Deci majoritatea salariaților sunt cu salariu minim pe, pe economie. Brașovul a înțeles lucrul ăsta și sunt sectoare unde nu s-a putut trece peste salariu minim, pentru că știu, eu nu vreau să am nimic cu cei care păzesc la marile hipermarketuri la intrare, dar nu poți să le justifici productivitatea acolo decât printr-un salariu minim, să zic. Dacă mai poți să mai muncești și altceva, poate să facă un al doilea job. Problema probabil că apare și de la acel 600 de lei pe care și îl ridică cineva ca ajutor social, după care își face o, o muncă la gri, să nu spunem chiar la negru. Păi, aici putem să spunem, domnul Costea, putem să spunem și la negru, pentru că, de fapt, aici o să ajungă în momentul în care tu mărești salariul. Eu am o firmă, da? În firma mea veniturile sunt destul de clare, ca și în firma noastră, ca și în alte firme. Veniturile sunt clare, tu știi, ai o previziune așa pe vreo 5 luni măcar, tu nu ești guvernul României să n-ai previziune da. deloc, adică tu trebuie să dai niște salarii, trebuie să trăiești. Trebuie să duci tu în primul rând niște bani acasă, de asemenea angajații tăi trebuie să ducă niște bani acasă. Dacă tu nu previzionezi anumite lucruri pe 5-6 luni de acum încolo, ești terminat. În următoarea lună o să fie greu, peste două luni și mai greu, peste... o să închizi. imposibil. Da, da, și îi dai afară pe oamenii ăștia câți ai, 10, Sunt 50, variante, 20. în faliment să reduci numărul locurilor de muncă. Reduci numărul locurilor de muncă, îngroși numărul la stat. De cei care beneficiază, de persoane care beneficiază de ajutor. Mi, stai un pic că n-ai cum să faci lucrul ăsta. Poți să mărești salariul așa de pozi pe alta, asta înseamnă că tu trebuie să mărești costul la costul de producție, ca să i dăm o denumire acolo. Această mărire de salariu minim nu o să se reflecte numai pentru salariu minim, pentru că și ceilalți angajați care au salariu apropiat de salariu minim, odată apropiindu-se salariile vor trece vor crește și ele. Fiecare are o altă pretenție, spune, domnul, stai că am ajuns la salariu minim, deja nu mai sunt cotat la valoarea mea. Și atunci ești obligat într-o firmă să crești toate salariile, crescând toate salariile, ajung să crești și costurile și atunci vor crește și prețurile. S-ar putea în viitor toate creșterile de prețuri din economie, din industrie, de peste tot, să reflecte de această mică, să spunem, 150 de lei. Când spui așa de 150 de lei că s-a mărit salariul minim, ce vă necăjește așa de tare? Păi necăjește în primul rând că este numai de la angajator, deci toată, deși toată lumea spune ne-a mărit guvernul, nu a mărit guvernul, a mărit angajatorul, deci toată cheltuiala este angajatorul. Angajatorul... sunt, după părerea mea, sunt clar niște lucruri făcute uh, strict într-o direcție politică într și politică de asta, de dâmbovița amărâtă, să ne înțelegem. Adică vorbim despre uh, niște lucruri care vin de la guvern, guvernul nu scoate niciun bani din buzunar, ce băi, costele, ea, mărește -mă, uh, salariul, uh, că în momentul în care mărește salariul minim pe economie, mărești și taxele pe care le plătești la stat, îi dai și angajatului mai mulți bani, dar trebuie să-i faci. Productivitatea lui crește direct proporțional cu ce? Nu, nu, nu prea s-a întâmplat nici la 1 ianuarie. Toți cei care au, au avut obligația să mărească salariul de la 1 ianuarie 2018 nu au regăsit acea mărire de salariu într-o creștere a performanțelor financiare ale firmei sau într-o creștere a productivității angajatului. În general, lumea se așteaptă la astfel de creșteri, că vin ele de la guvern sau că vin de la angajator, nu contează, important este ca bunul simț și plăcerea de, de a munci, deci relația dintre angajator și angajat să nu se deterioreze, pentru că acum când forța de muncă este foarte valoroasă, aceasta este singurul lucru care mai ține o legătură strânsă între angajat și angajator. Acest salariu e grija angajatorului să fie unul decent pentru a nu-și pierde angajatul și nici de cum a guvernului să te forceze să dai un salariu pe care cineva nu și-l nu merită. Nu și deci nu-l merită odată, iar guvernul nu are de unde să știe care este bucătăria internă unei companii. Guvernul este interesat să-și încaseze TVA-ul, celelalte taxe și impozite din fiecare lună. Guvernul este, dincolo de toate, nemilos. 25 ale lunii trebuie să plătești, n-ai plătit, în câteva zile îți vine hârtia acasă și uh, la sediu și ca să fim sinceri, să cheltuie niște bani de la foaia de hârtie, plic, servicii poștale și așa mai departe când ar putea să-ți trimită un simplu mail, pentru că pe toate hârtiile pe care tu le completezi îți treci adresa de mail. Zici, da domnule, îți trimit mailul ăsta iar tu confirmă că l-ai primit. Da domnule, l-am primit, asta este ce să știu și eu că n-am plătit taxele în 25, că n-am avut de unde. Și atunci îți asumi lucrul ăsta. Dar ei văd lucrurile de undeva de acolo de sus, populiști până la Dumnezeu și înapoi, dar eu, nu, eu am o singură întrebare. Noi activați într-un mediu da, sănătos de principiu, un mediu da. economic sănătos. Noi nu reușim din 1990 și până în 2018. Oare de ce nu am reușit să avem și noi niște oameni? care să ne conducă, să fie în punctele cheie ale acestui guvern, ale statului, da? Guvern, stat, cumva sunt împreună lucrurile, să avem un ministru al muncii serios și competent, un ministru al finanțelor serios și competent. De ce n-a reușit lucrul ăsta? Nu știu, că noi știm, noi discutăm aici în emisiune, ne dăm cu Dacă părerea, suntem pricepuți, dar. Că lupta politică nu este la un nivel european, să spunem, lumea se luptă pe lucruri mărunte, o, trebuie să faci împreună, deci toți politicienii, toate partidele politice trebuie să facă o strategie pe un termen lung și indiferent va veni la guvernare să le respecte, nu poți viați la guvernare, schimbi ceva numai de dragul că a făcut ceva cel dinainte sau numai să câștigi niște voturi. Câștigi niște voturi pe o parte, le pierzi pe altă parte, cum se întâmplă și cu salariul minim, că revenim aici, a câștigat 70 de lei, 80 de lei acum... E, din 1 ianuarie când se vor scumpi accizele, când se vor mări accizele și atunci da, vorbim aia, de tot un țigăr. dublu Vorbim de carburaz numai, care imediat se va reflecta până la covrig pâine și așa mai departe, coșul zilnic. Deci atunci e posibil să scoți mai mult din buzunar. Deci nu vei fi niciodată în câștig și asta nu, nu se înțelege din partea guvernanților că de fapt păcălește oamenii un lucru care mi se pare necinstit că îi dai senzația că el va câștiga mai mult și că va trăi mai bine și de fapt va trăi mai, mai prost. Asta în timp, pe termenul mediu, se va vedea întotdeauna. Pe termen scurt, e o bucurie astăzi, dar sper să n-aibă viață deci, lungă. Eu am, de auzit, permisiuni. da, eu am auzit niște lucruri în partea asta, în mediul economic. Oamenii deja știind, așteptându-se de la guvernul ăsta la tot fel de, de lucruri și în general să știți că atunci când spun guvern nu mă refer la un partid anume. Să ne înțelegem. Guvernul în România, guvernele, uh, acum uh, putem să spunem, doamnei de Boc, de exemplu, a avut o atitudine probabil total nepopulară. Uh, omul a avut niște consilieri care i-au spus, clar, vedeți că vine criza și dacă ne prinde cu chiloții jos, suntem terminați. Uh, hai să numărim salarii, hai să tăiem chiar acolo unde este cazul pentru o anumită perioadă și să vedem cum facem să reglăm lucrurile, dar nu au crescut nici prețurile și cumva uh, lucrurile au fost de echilibrate, acum le regretă pe boc. Păi nu... ce facem noi acum? Pe cine regretăm? să nu vorbim numai de boc, putem vorbi și de Tăricianu, care a pierdut alegerile când n-a vrut să mărească salarii salariile la profesori. profesorilor. Da. Exact, Tăricianu acum el să, să bate așa, se scaldă niște ape destul de tulburi, politic vorbind, dar el ca și prim-ministru, uh, a avut niște idei și niște inițiative care, sigur, îl vor ține acolo. Dar, Tăriceanu ca prim-ministru n-a fost rău. Boc ca prim-ministru n-a fost rău. Ca și primar la Cluj, Boc e și Dumnezeu pe pământ. are Toată lumea se raportează la Cluj. Cluj, Cluj, sper Cluj. Sper să nu ajungem să regretăm și actualii premieri pe care avem. Pentru că vedeți că din ce în ce îi regretăm da, pe cei care au fost. Da, deja am ajuns să regretăm. Bă, da, uite Grindeanu cum era el la șapu, parcă totuși era mai bun decât... Nu, nu o să țin minte niciodată, probabil, cum îl chema pe ăla de după el, nenea care zicea că e urmașul lui Văcăroiu. Tu, to, to tudose, Tudose, Tudose îl chema, da. Așa. Tudose, a formă, Mihai tudose, Mihai Tudose, da. Pe a venit doamna Dăncilă și mergem mai departe în emisiune, nu ne oprim. Da. Că pierdem vreme. Adică noi cred că am putea să reglăm lucrurile în țara asta, să le facem să meargă normal, nu trebuie să meargă fabulos, nu trebuie să ne bucurăm când vine ceva ce da, domnule, uite, 150 de lei în plus la salariu. Pentru că, așa cum spune și dumneavoastră, de la 1 ianuarie, în momentul în care o să sară acciza, da, fumătorii vor avea o problemă, <laughs> Alcoliștii vor avea și eu o problemă. Dar rezervoarele de la mașină noastre vor avea și ele o problemă. Și ne întoarcem la ponta cu că de aia, cu acciza, da? cu acciza și cu muncă și cu pudulă s-au schimbat în numele lui de-a lungul câtorva zile. Apropo de mărirea aia de la 1 aprilie în și Da, anul, știu că era 1 aprilie. Și buzunarul va fi. Mai cool decât ne imaginăm. 150 de lei aia s-ar putea să fie puțin. Da, dar în buzunarul statului rămân. Da, Descunz. acolo e că taxele și impozitele le plătești și da. atunci poate și statul să plătească ce mai are. Păi, dacă sunt 6 milioane și jumătate de angajați și dacă toată lumea spune 46% sunt cei cu salariu minim, deci dacă face cineva un calcul, 46% ori 100 de lei înseamnă ceva deci, nu spuneți acum, vă că aveți zâmbetul pe buze Dar nu spuneți că sunt atât de bătuți în cap Încât să facă calcule simple de ăstea de uh, cu, școală primară cu virgula, da, să se uite la virgula se când, se uită, când de fapt în fața, fața virgului sunt sumele importante Unde exact, sunt reprinderile deci de stat Ei, ei se uită la de... 46% creștere O creștere din asta, falsă Pentru că eu am auzit în mediul economic Oamenii care spuneau, bă, ce să fac Unul din șase sunt firme cu care discutam, mă rog, oameni care dețin firme 45, 50, 100 de angajați, aici, bă, unul din șase trebuie să-l dau afară pentru că eu nu am cum să cresc prețurile. Pentru că ies de pe piață în momentul în care am crescut prețurile, nu mai sunt competitiv și am ieșit de pe piață și s-a terminat. Așa, unul, un angajat din șase îl dau afară și banii ăia care rămân îi distribui Unde, la aia, da. În fața lui. Sunt cazuri fericite. Noi la Camera de Comerț în ultima... Perioada în ultimii ani am scris foarte multe proiecte pentru startup. Startup înseamnă un tânăr care vine angajează, are trei angajați. Am ajuns în România peste 20.000 de angajați în ultimii ani. Startup Nation. și Idee. Păi și sunt. există creșterea asta din cauza. Din, din cauza firmelor noi înființate care exact. reușesc. E, care niciodată nu și-a făcut alt plan decât pe salariu minim și dacă și-a permis, a mai dat ceva, o primă. Deci ori să vii astăzi și să spui, domnule, salariu minim nu mai e același. E periculos pentru ei, în primul rând. Deci, toate aceste firme noi. Bun, și ce să facă o firmă nouă, dacă tot ați deschis discuția? El ce face în momentul în care uh, o să fie pus în imposibilitatea de a mai plăti? S-ar putea să vină unii dea, să zică, bă, să bani înapoi. Da, deci, să dea, se ia adică banii adică înapoi asta. mai mari decât să închidă și să dea. Da, stai, i-am dat afară pe ăștia trei și dau probabil că să da. dea și el unul afară de el conform da, legii. Numărul. Da, el trebuie să păstreze numărul, probabil că o să angajeze pe cineva din familie fictiv. Da, o să -o obligăm și... să intre pe o piață gri, neagră. Da, din păcate, se creează artificial niște dificultăți pentru angajatori. Deci, oamenii în țara asta sau cei care ne conduc în țara asta de o vreme încoace, ei nu-și dau seama că, de fapt, tu nu pe angajați trebuie să-i ții așa în mână. Tu trebuie să-i pe angajatori. Pentru că angajatorii vor avea grijă de angajaților, pentru că au nevoie de ei să, 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 să facă bani. Da? Și... nu se-i dea afară, fiindcă... To toată economia națională are nevoie. Deci, asta ai grijă de angajatori. Ajută-l, scutește-l, fă-l, fă, -l, -l, fă, fă ceva. Dar fă să se simtă sco bine. Sco Scoate-l din piața la care gândește orice angajator să ajungă. Ai agrie unde se poate câștiga ceva. Nu, lasă-l să aibă totul la vedere, totul alb. Dă-i facilități pentru asta. Și atunci cu siguranță... Lasă-l să, să doarmă liniștit, că de fapt câștigă, la asta se referă totul. toată lumea, da și uh, el uh, repet el o să aibă angajatorul o să aibă grijă de angajați. Așa uh, televiziunea asta dacă merge bine și uh, se mișcă corespunzător noi angajații suntem fericiți, suntem mulțumiți, ne luăm salariile, treaba e bună. Uh, orice firmă. Da? Am dat exemplul ăsta ca să fie unul pe înțelesul chiar al tuturor. Orice firmă, dacă o firmă merge bine, dudue deci patronul ăla nu o să bage, că nu, nu suntem da, pe vremea nu sunt fanarioților. Nu absurd, da, da. nu suntem pe vremea fanarioților, strângem totul la saltea, băgăm acolo să fim noi să... Că... Angajatul un rob și astea sunt... Nu, un... că pleacă, angajatul pleacă, dacă economia merge bine și sunt două firme într-un oraș care fabrică conserve, dacă tu nu dai salariile așa cum trebuie, o să se ducă la celălalt. Că dacă lola merge bine, mai angajează, că ar mai angaja niște oameni buni, profesioniști, nu? S-a văzut exodul forței de muncă din România. Deci s-a întâmplat salariul minim. S-a ridicat salariul minim de la 1 ianuarie. Lumea pleacă în continuare. Da, deci bine, cred că pleacă fost, mai mulți. Nu s-a întâmplat nimic pozitiv. Deci nu asta era o măsură care să țină oameni în, în țară. Oamenii vin tot, își caută din state non-UE, angajați noi, pentru că cei români pleacă. Deci caută, ca și guvern, soluții să-ți ții angajații aici, să-i ții și angajatorii în viață. Asta este o soluție pentru o liniște socială în România și pentru o creștere economică. Că atunci când mergem la Bruxelles, că americanii... Spunem, avem avem creștere economică. Or, chiar Comisia Europeană a spus, domnule, stați un pic, cu două luni înainte de anul bugetar, anul nou fiscal, nimeni nu mărește salariile. Mai uitați-vă un pic ce se întâmplă în jur, la alte state. Lăsați-i șase luni, cum spunea și dumneavoastră mai devreme. Lăsați-i măcar șase luni. Au o proiecție, au un produs. O că de emit, șică. poate. El a făcut prețul produsului, urmează să-l să, -l, să -l vândă pe piață, deja nu și-l mai poate ține. Nici n-a apucat să-l producă și prețul lui nu mai e numai același. Deci e destul de, de complicat. Mi se pare o politică simplă. Nu înțeleg de ce nu e așa de simplă la toată lumea. Păi asta eu v-am mai întrebat și vă mai întreb o da. dată. Nu, dacă nu, noi știm, da, dacă dacă știam, noi știm, poate făceam un altă parte această emisiune. Pe mine da. nu, fac eu, eu, să fac emisiunea asta în continuare, dar pe dumneavoastră ar putea să vă întrebe cineva, să că, tu nu costea, haideți nu un pic, că nu e, am văzut că aveți niște idei, haideți să vedem un pic la ce se referă ideile astea. Sau cei Ori... care să vaită, cum am putea să, hai să ascultăm și pe exact. ei. Da. Că până la urmă, Camera de Comerț și Industria României ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie o voce mult mai puternică decât este în acest moment. Cu toate frământările alea de la vârful camerei, cu tot felul de uh, uh, lucruri care se întâmplă dâmbovițean, așa că tot ce pui la București se atinge de apa aia murdară și nu se mai întâmplă nimic, nu se mai poate curăța no, niciodată. Noi am avut în ultima perioadă așa o, o insatisfacție pentru că e greu să intri în dialog cu un guvern și de câte ori am reușit, am intrat, am uh, ajuns la discuții aprofundate, s-a schimbat guvernul. A da. trebuit să o luăm de la capăt. Sau, dacă nu guvernul, măcar ministru. Măcar ministru. Și ceva tot s-a întâmplat în, în anii aceștia. Sperăm, am sperat că acest guvern să fie pe termen lung, însă îl vedem totuși destul, un guvern destul de, de puternic, pentru că am văzut că nu se înțelege nici cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, nu se înțelege nici cu opoziția, nu se înțeleg nici ei între ei și totuși rezistă. Deci, cred că este unul dintre cele mai puternice guverne pe care le-am avut în ultima perioadă. Să sperăm că totuși se va schimba ceva. Avem și noi speranța asta ca și mediul de afaceri. Cineva să se uite și către noi, nu numai către voturile pe care le câștigă. Deci nu sau... se, eu, eu sunt împăcat cu ideea asta. Noi mai avem speranță, dar mai, eu sunt mai împăcat vede. cu ideea asta. Este clar că în țara asta orice se face, se face pentru vot. Ajutoarele sociale s-au dat pentru voturi. Comunitățile astea amărâte, vai, niște oameni vadă mama lor. Da? vorbim de romii sau de cum li se spunea înainte țigani. Deci tot felul de zone de-astea sărace din România sunt efectiv pervertite pentru vot. Da? Ca să obții niște voturi în zona respectivă. Pui acolo un primar care știe să le dea ajutoare sociale, să le mai scape. Deci eu am văzut lucruri în țara asta și pe la televizor, dar le-am văzut și în realitate. Care, mă rog, m-au cutremurat ca să nu folosesc un alt termen. Da. Uh, deci oamenii ăia efectiv trăiesc la mila unui primar, la mila unui deputat, la mila unui senator care și ce aminte de ei odată la patru ani, să ne înțelegem, că nu își că aminte în fiecare zi În rest nu-i scot din că nu pot să zic la televizor și da, să-ți fac și să... Deci lucrurile astea uh, se întâmplă în România, dar culmea este că exact aceleași comunități odată la patru ani dau votul contra unor promisiuni Uneori au fost sume de bani, alteori au fost simple promisiuni. Au dat votul și la revedere. S-a terminat. Ei nu se gândesc că patru ani ori să uite iarăși de ei. Adică eu nu cred că pentru comunitățile astea nu s-ar putea face ceva real. Dar ei te cred te că le țin, pro, le țin pro. așa. În Sunt mizeria asta. O, 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 o masă de manevră, o masă de vot foarte ușor de. Adică e exact. până, să spun. Dar Nu. Factorul uman nu, nu, intervine aici. Este efectiv socoteala matematică. Vedeți că a trecut, a de exemplu, uh, chestia asta, gluma asta națională, referendum. Nu mai vorbește nimeni nimic despre referendumul ăsta. Unde s-au dus banii respectivi? Câți bani s-au cheltuit? Vorbim de transparență și de tot felul de lucruri. De unde? Transparență există la firmele astea unde trebuie să te duci în fiecare lună să declari, să faci să nu știu ce. Uh, să vină statul să spună, da, eu sunt statul, am cheltuit 43 de milioane de euro pe referendumul ăsta la care au fost câteva sute de mii de oameni, cred în total nu cred că au fost mai mulți, nu au, au fost un milion, nu cred că au fost un milion de oameni la vot în toată țara, sau ar fi fost, nici au, nu știu. Sau au fost, s-au apropiat da, de cele 3 milioane parcă. S-au apropiat de 3 milioane, oi, bun. Deci din uh, 15-16 milioane cât o mai fi noi acum, minus ăștia fără drept de vot, deci s-a dus, nu știu, a fost un procent mic oricum. Da. Bun. Hai să vedem. Preconizat, mie, de altfel. Deci... Preconizat. De... Hai, domnule, atâția au fost la vot. Ăștia s-au Păi, per capita, ca să folosim un termen, da. per capita cred că au fost cheltuite câteva da. mii de euro Câte... pentru fiecare persoană Câte... care. -a câteva adusat. salarii minime? Ce minime, cred că maxime. <ră> maxime. Niște salarii maxime pe economie s-au da. cheltuit. Bine, făceam altceva, nu știu că neapărat făceam altceva cu banii, că nu sunt de acord o, nici e... cu asta. Putem gestiona mai bine. Deci se puteau gestiona banii ăștia mai bine. Așa doar să venim să umflăm. Uite, domnul Teodorovici, pentru care eu chiar vă spun că e, cred că e singurul membru uh, al acestui guvernim. guvern, cu excepția Ministrului Culturii, care și mi se pare un om destul de... Vine din zona asta culturală și mi se pare că are locul lui acolo. l văzut că e pe lista neagră. Deci... E deja pe lista neagră? Păi de aia. <laughs> uh, domnul Teodorovici spune că salariile mari din zona publică au fost date pentru a atrage specialiști. Cu asta o să și încheiem emisiunea. Mi se pare un pic cam mult. Deși îl simpatizez pe domnul Teodorovici. Adică, speci ce specialiști? Care? De, de, de unde? Și e o recunoaștere implicită că nu erau specialiști? Da. Deci, dacă vrei să-i atragi, nu. Deci, probabil că erau, dar nu erau destui. Spune, spune cumva. Spune, fi, spune cumva ca să-i să stimulăm pe nu, nu, ăștia da, da. care erau în, în da, domeniu. Da. Da. Poate se gândește să atragă și ceva antreprenori. În sensul cum a, cum a atras acești angajați, acești specialiști, să angajeze și ceva specialiști din domeniul antreprenorial, să vadă cum funcționează și poate să apleacă mai mult și către partea de, de mediu de afaceri, ținând cont că a rezolvat problema administrației cu Bun, cu hai să zicem că administrația publică locală este rezolvată, nu? Adică plecând de da, la premiza asta. Doi, oamenii au niște salarii sunt, sunt mai mult decât de Guvernamentale, da. Bun. Am ajuns, medicii au și ei niște salarii cât de cât decente profesorii, profesorii au niște salarii cât de cât decente Considerăm lucrurile astea, după la ciolo și încoace, încet încet, rezolvate, să zicem da. da Facem abstracții în continuare de guvern da. Cine e la putere, de fapt, ce partid sau ce persoane, că e mai la mod Dar hai să vedem un pic de unde ne vin nou banii reali Deci nu banii aia pe care îi împrumutăm Că aia sunt niște bani... Foarte scumpi. Cineva trebuie să i dea înapoi, da, da. Da, și pe ei nu interesează cine o să i dea înapoi, sănătatea și toate cele bune. Uh, am prins ciolanul, roadem acum, altfel ce facem? Uh, hai să ne ocupăm de ăștia care aduc bani, care produc bani, care iau bani, nu știu, de unde ei nu sunt în stare să ia. Deci sunt companii care fac servicii pe orizontală pentru multinaționale. Din România, companii foarte mari, petroliere nu dăm nume, farmaceutice nu dăm nume Și așa mai departe, care dau pe orizontală în anumite servicii niște bani De acolo, banii ăștia se duc înapoi către bugetul de stat TVA, taxe, impozite și așa mai departe Hai Dumnezeu să-i ajutăm pe ăștia, dacă noi nu suntem în stare da, da. să luăm bani de la multinaționale. Nu te bucura și... la puținii bani pe care ei crescând salariul minim. Bucură-te când ai o măsură ca să iei mai mulți bani de la firmele mari, de unde poți lua liniștit fără să deranjezi. Păi cu siguranță, dar ei nu iau din alte motive. Pentru că la ei, și cu asta cred că am cam și încheiat emisiunea de azi, uh, denumirea asta de lobby uh, în formele ei binecunoscute și care ne vin de la Imperiul Otoman, uh, nu le dăm nume ca să nu fim acuzați de cine știe ce, ei deja au împământenit lucrurile astea și atunci nu poți să omori găina cu o de aur. Mai bine o lași acolo, mai cot că de ce -și. De, mai faci Depinde de cine ajunge la ouăle acele de aur. Asta este, este problema. problema da. 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 Da, mulțumim frumos, domnul Costea, pentru și participare. Eu vă mulțumesc să nu uite colegii mei care se ocupă cu case de marcat, că imediat 1 noiembrie vine și casele de marcat cu jurnal electronic trebuie să intre în, în vigoare. Și de asemenea vreau să fac o invitație, dacă îmi mai permite, pe 15 noiembrie, când este topul județean al firmelor, în care vom premia cele mai importante firme, dar o să mai vorbim pe parcursul săptămânilor viitoare, de, dar în două săptămâni să-și pregătească ținuta, să lase un pic salopeta, pentru că vom avea și o petrecere cu firmele din. am în înțeles, deci topul firmelor. Există și un top al firmelor, deci Existe, se muncește, există și firme există, în top, da, nu? Corect. Da. Indiferent cât de puține sunt, totdeauna există și. 1, și 2, un, 3 măcar să da. fie, da. Nu 1, e cazul 2, la Brașov, dar suntem încă bine. Mulțumim frumos, Mulțumim. doamne, domnișoarelor, domnilor. O discuție, dacă vreți, despre ce se întâmplă în mediul economic cu domnul Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie de la Brașov. Eu sunt Anghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.